După ce ședința ordinară a fost convocată de 3 ori, ultima încercare fiind cu noroc, întrucât ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, cu excepția proiectelor privind rectificarea bugetului propriu al județului Dâmbovița, forul administrativ rămâne tot blocat. Aceste 2 proiecte, alături de un altul care vizează validarea unui mandat de consilier județean pe locul declarat vacant, au fost propuse pentru o ședință ordinară convocată în ziua de 17 octombrie. Consilierii Alianței Creștin-Liberale, care dețin majoritatea în Consiliul Județean, au ales din nou să nu se prezinte la ședință, iar vorumul nu s-a constituit. Mă îngrijorează lipsa de dialog pe care o manifestă unii dintre colegii noștri consilieri județeni. Adrian Țuțuianu spune că i-a invitat pe consilierii ACL la negocieri, însă nu s-au prezentat nici la acest apel. Astfel, a discutat cu ceilalți consilieri despre modul în care vor fi împărțiți banii pe localități. Am găsit soluții să suplimentăm sumele alocate primăriilor din impozitul pe venit, din TVA și dintr-un fond de rezervă constituit special la nivelul Consiliului Județean și la propunerea domnilor Trifan și Ferrariu am acceptat ca cei care să primească bani din fondul de rezervă să fie primari din Partidul Social Democrat, pentru a nu crea nimănui sentimentul că aș putea să-mi iau un angajament pe care să nu-l respect ulterior. Am alocat în proiect, nu la propunerea consilierilor independenți și a consilierului Vasile Moise de la Partida Romilor, am adăugat sume din echilibrare pentru localitățile Târgoviște, Comuna Dragodana, comunele Mogoșani, orașul Fieni, comunele Ile Caragiale, Gura Ogniței, Moroieni, Răcari, orașul Răcari și comunei Vlădeni. Situația din Consiliul Județean este una extremă. Eu cred că deja s-a depășit limita și legală, dar și limita care ține de oportunitatea realizării anumitor cheltuieli. Noi avem de făcut lucrări pe drumuri, foarte multe, și lucrurile nu pot fi blocate la nesfârșit. Mai sunt 2 săptămâni, maxim 3, în care putem lucra pe drumurile județene. De asemenea, sunt sume de repartizat către persoanele cu handicap, sunt sume de repartizat pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru acoperirea datoriilor pe care unitățile administrativ-teritoriale le au către diversi furnizori. Consilierii ACL au anunțat printr-un comunicat de presă faptul că vor lipsi de la ședința extraordinară. Aceștia au spus: forțarea procedurilor administrative de către președintele CJD, care la ședințele de îndată din 14 și 15 octombrie a scos de pe ordinea de zi proiectele privind rectificarea bugetului propriu și repartizarea la bugetele locale ale localităților a influențelor rezultate din rectificarea bugetului de stat, reprezintă o totală lipsă de respect față de dâmbovițeni, dar și față de adversarii politici. Adrian Țuțuianu trebuie să-și însușească jocul democratic și îi sugerăm să se înarmeze cu răbdare până luni 20 octombrie la ora 18, când consilierii majoritari ACL și independenți au convocat deja o ședință extraordinară. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Dâmbovița spune că este singurul care are dreptul să convoace o ședință de consiliu. Astfel, Adrian Țuțuianu a convocat în aceeași seară o nouă negociere cu ACL, urmată de o a doua ședință extraordinară pentru rectificarea bugetară.